Muzeul satului Bănățean Timișoara va organiza în zilele de 20, 26 și 27 septembrie o serie de proiecții de filme etnologice destinate publicului larg. Proiecțiile vor dura o oră în fiecare zi și vor fi însoțite de un program tipărit care va oferi informații despre materialele difuzate. Deschiderea evenimentului va fi în data de 20 septembrie, de la ora 17. Proiecția de film va fi prefațată de vernisajul unei expoziții de obiecte tradiționale, de port și textile decorative din colecția Magdalenei Stoi din Timișoara. Evenimentul se va încheia într-un moment muzical extraordinar. Accesul publicului la evenimentul din data de 20 septembrie, între orele 16-19, va fi gratuit. În zilele de 26 și 27 septembrie, de la ora 17 pentru ambele zile, accesul publicului va fi permis în schimbul achiziționării unui bilet de intrare în muzeu. Evenimentul este finanțat de Consiliul Județean Timiș.